moșașii de la Timișoara au ieșit astăzi în stradă și sunt în grevă de avertisment. Aceștia spun că nu mai suportă condițiile inumane la care sunt supuși. Chiar acum îi puteți asculta cum suflă în vuvuzele și cum scandează pentru a fi ascultați, pentru a le se da ceea ce cer. Și trei probleme noastre mari. Contractul colectiv de muncă de 45 de zile nu este semnat. Adică, directorul general de poștă, cei din companie care ar trebui să conlucreze cu sindicatul, nu vor să semneze contractul de muncă. De 45 de zile stăm fără semnătură. Apoi, cerem 400 de lei net să avem fiecare salariat poștal, adică poștașii, cerem 400 de lei. Și a treia problemă este sporul de loialitate, care avem vechime de 35-40 de ani în poștă, să ni se dea de la 15 la 25%. Asta cerem. Apoi, pe partea cealaltă, factorii poștali care suntem în orașul ăsta, suntem de la 130 de poștași, am ajuns la 70 de poștași, deservim acest oraș european de 400.000 de oameni, cu 70 de factori lucrăm în teren, adică au plecat în pensii, pensii de boală, lucrăm 2-3 sectoare în plus față de ce avem noi ca să acoperim zona. Salariile, dezastros. Ajungem la 2300 la 35 de ani de muncă, 2300 de lei în mână. Vă dați seama, peste 2 ani când ies la pensie, ce pensie voi avea? Deci asta se pune problema. Apoi, ținută deloc, stăm în frig în ploaie. Am cerut să ni se dea spor de intemperii. Să ieșim un pic mai devreme la pensie, suntem toți cu boli profesionale, majoritatea. Și altă problemă este, 70% dintre noi am depășit 55 de ani, ne apropiem de pensie. Nu vine nici nimeni, nici un tânăr în poșta română să lucreze, când vine și aude salariul, fug automat. Este cel mai mic salariu care există la o companie de stat. Poștașii din Timișoara au ieșit în stradă, acestora le-a ajuns cuțitul la os, nu mai suportă, spun ei, umilințele la care sunt supuși, lucrează pe frig, pe ploaie, pe caniculă, iar când ajung acasă, abia au ce pune pe masă. Păi de asta protestăm, că avem salarii foarte mici și nu ne putem descurca, nu putem să supraviețuim. Cu un salar minim pe economie, rămânem în mână cu nimic. Și cum trăiți, doamnă? Nu știu. Nici noi nu știm cum supraviețuim. Probabil inerția deja, din inerție. Ne-am învățat, asta ne place, asta facem, dar văd că nu suntem apreciați, nu suntem plătiți. Și când ajungeți acasă, ce puteți face cu acei bănuți? Nu știu, sunteți îndatorată, aveți lipsuri mari. Da, normal, cred că nu pot să spună unul că se poate descurca cu salarul minim pe economie la câte s-au scumpit toate. Nu rămân cu nimic în mână la final de lună. Nu mai punem medicamentele, că suntem toți trecuți de o vârstă. E frigul, toate se adună, deci... Jalnic, nu știu. Suntem bătaia de joc. Cum este, doamnă? Foarte bine. Foarte bine. Plec acasă cu 2200 în mână. Ce faceți cu acești bani? Nimic. Îmi plătesc cheltuielile la bloc, atât. Și restul sunt întreținute de copii. Mi se pare acest lucru, în loc să le dați dumneavoastră, să-i ajutați, vă dau ei. Mi se pare foarte normal, așa cum mi se pare și la domnul director general, foarte normal, să trăim cu niște bani care nu ajungem nici măcar o lună de zile, nu ne țin banii aia. Pentru el e ceva normal. Ce transmiteți? Să trăiască și el cu banii noștri. Poștașii vor ieși în stradă și zilele următoare. Nu au de gând să cedeze până când nu le vor fi ascultate doleanțele.